Dragi creștini, anul acesta, în noaptea de 5 spre 6 mai, vom spune cu toții Hristos a înviat. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos și Paștele reprezintă cea mai importantă sărbătoare a creștinătății. Azi ne aflăm la parohia Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Câmpia Turzii și prin bunăvoința Domniei sale stăm de vorbă cu preotul paroh Bucevski Cătălin. Cum trebuie să se pregătească un creștin pentru această mare sărbătoare? Doamne ajută și bine ați venit în primul rând. Orice creștin cred că așteaptă marele praznic al învierii. Pentru că încă de mici ne aducem aminte că Paștele reprezenta ocazia în care părinții ne cumpărau haine noi. Și era ocazia când eram bucuroși. Vedeam și noi ce avem, fie o pereche de pantofi, fie un costum nou. Era o mare bucurie, dar în același timp era și o ocazie de invidie. De aceea, Paștele nu e legat de haine, nu e legat de iepuraș, pentru că nicăieri în Scriptură, legat cel puțin de învierea Domnului, dar nici de alte sărbători, nu are nimic de a face cu iepurașul pe care mai prezintă unele reclame. Paștele îl are în centru pe Domnul nostru Iisus Hristos, care moare și înviază pentru fiecare dintre noi. Ca atare, pregătirea fiecăruia dintre noi reprezintă apropierea mai mult sau mai puțin, fiecare după credința, după străduința lui, de Mântuitorul nostru, prin spovedanie, prin împărtășanie, de bună seamă prin ținerea postului, prin faptele credinței care țin cumva de sufletul nostru, dar și de apartenența noastră de biserică. Și de asta și rânduierile bisericești în postul mare implică o prezență mult mai mare la biserică. Slujbele sunt mai ample, mai frumoase, am zice noi. Și cine le trăiește și cine participă la ele cu tot sufletul și se străduiește, înțelege. Adică nu răspunsul ține cumva de străduința fiecărui om. Să vrea să vină, să participe și acolo înțelege că murim împreună cu Hristos, ne răstignim împreună cu Hristos, cumva slăvim răstignirea și patimile și toate câte a durat pentru noi, ca după aia, după ce murim împreună cu Hristos, să înviem împreună cu El. Ce înseamnă postul și cât de important este aceasta? Cred că postul este însă și existența noastră pe acest pământ. Adam, când a fost zidit de Dumnezeu și așezat în grădina Raiului, prima poruncă a fost să țină post. Și practic postul nostru niciodată nu se încheie la Paști. Și vă dau un exemplu. Dacă un creștin care a ținut cele 49 de zile, în ziua de înviere face abuz și mănâncă prea mult, atunci el trebuie imediat să ia medicamente și să aibă după aia o cură de dezintoxicare. Ca atare, postul înseamnă în primul rând cumpătare. Noi în perioada aceasta postim de toate produsele de origine animală, pentru că Adam în rai, și acolo vrem noi să ne așezăm în rai, acolo vrem să ajungem, în împărăția cerului, acolo e adevărata noastră patrie, cerul, Adam în rai a ținut post. N-a mâncat decât, i-a zis Dumnezeu să mănânci din cele câte ți oferă grădina raiului și acolo din toți pomii să mănânci, așa i-a zis. Mănâncă din roadele pământului și din fructe. Și asta mâncăm noi. Acum oferta, eu cum, e ușoară și postul nu e atât de ușor, mă refer la postul alimentar, dar revenim la, cum am zis eu, postul de după post, acela nu este neapărat atât un post alimentar, cât e un post al inimii, un post al minții, un post al cumpătării, al discernământului, un post al vorbei, un post al gândurilor. Și nu trebuie să completăm. Și îți dai seama cumva la un moment dat că postul nu poate fi ținut numai exterior. Că el devine o simplă cură, o simplă dietă. Și nu are rost. Postul nu este ceea ce spune Isaia în 58? Ba da, da.
Postul este, adică să dai mâncarea ta celui care nu are. Să spune Dumnezeu mai întâi acolo, îi ceartă cumva pe evrei, că nu mai îmi place postul vostru, nu mai îmi plac slujbele voastre, nu mai îmi plac jertfele voastre, pentru că voi postiți și vă certați. Așa zice, pentru că voi postiți și după aia vorbiți rău. Și spune, încetați odată. Și e foarte aspru Dumnezeu acolo în capitolul 58 de la cartea lui Isaia. Da? Postul nostru în niciun caz nu e doar o dietă. Nu. E efortul nostru ca de dragul lui Dumnezeu, de fapt, nu, de dragul nostru. Nu? Noi nu cred că pe Dumnezeu îl ridică sau îl înalță dacă ținem post și nu cred că Dumnezeu e mai mic dacă eu țin sau nu țin post. Nu. Ci postul țin pentru mine, pentru folosul meu. Eu devin mai curat și chiar devin mai curat. Nu? Care este însemnătatea morții și învierii Mântuitorului Iisus Hristos? E începutul mântuirii noastre. Dacă exista o altă cale prin care Dumnezeu să zdrobească iadul și să ne deschidă tuturor o cale către împărăția cerurilor, cu siguranță că ar fi apucat pe acea cale. Dar n-a existat o altă cale nici pentru Iisus Hristos ca pentru noi să ne ofere cale către împărăția, adică să zdrobească iadul. Icoana învierii Domnului nostru Iisus Hristos nu este doar acea icoană pe care noi o cunoaștem din copilăria noastră, când Hristos biruitor iese dintr-un mormânt de piatră și niște ostași stau pe acolo chirciți, unul stă cu mâna la cap și icoana învierii este icoana pogorâiei lui Hristos la iad. Deci, asta este învierea noastră, cea adevărată. Iadul a fost deschis. Nu mai ajung toți creștinii în iad, ci există libertatea fiecăruia de a ajunge în iad sau în rai după faptele fiecăruia. Pentru creștinii de astăzi, cred că e foarte important și cred că nu e creștin care nu se bucură tocmai din pricina asta. Pentru că noi simțim noaptea învierii, atunci când toți oamenii strigă și se bucură, simțim că iadul a fost zdrobit. Zice, unde ți este iadule, biruința ta? Unde ți este moarte, boldul tău, acul tău, cu care până acum ai înțepai pe toți? De acum nu mai există. Iadul de acum e ca o jucărie pentru creștinul, repet, pentru creștinul angajat în munca aceasta. Da. Cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, noaptea de Paști se citește un cuvânt al lui. Haideți toți, că vițelul e îngrășat, ne așteaptă pe toți, și pe cei care am ținut postul, și pe cei care n-am ținut mai deloc, și pe cei care am vrut, și pe cei care am vrut mai puțin. Pe toți ne așteaptă Hristos, că de acum cerurile sunt deschise. Cred că asta e bucuria noastră a tuturor. Un mesaj, dacă vreți să transmiteți credincioșilor? Să nu lăsăm lumea cu strălucirea ei, cu iepurașii ei, cu ouăle de ciocolată, cu tot fastul exterior al ei, să nu lăsăm să acopere bucuria interioară a inimii. Aceea că Hristos, care El este mirele inimilor noastre, El e stăpânul vieții noastre, cârmuitorul inimilor noastre, a murit. Și asta este postul, a pătimit pentru fiecare dintre noi și după aceea El a înviat. Și dacă Hristos a înviat, atunci toată lumea dintr-o dată are un nou început, are o nouă șansă, are o mare bucurie. Nu mai ai de ce să te temi, nu mai ai de ce să ai frică, să te ascunzi, doar să-L iubești pe Dumnezeu și să-L slăvești din tot sufletul tău și să te bucuri. Vă mulțumesc, domnule părinte, ne-ați acordat acest interviu. Ați poposit, cred că și în alte dăți la noi în parohie și vă mai așteptăm, dar eu sunt aici numai de vreo câțiva ani. Vă mai așteptăm și la activitățile noastre, și cele cu cei mari, și cele cu cei mici. La fel îi așteptăm pe toți cititorii dumneavoastră, îi așteptăm pe toți, nu la noi la biserică, ci în sânul lui Dumnezeu, în tinda raiului. Mulțumesc. Doamne ajută, mulțumesc.